Își doresc mai multă autonomie financiară, să poată gestiona veniturile localităților în dependență de nevoile acestora și să nu mai stea cu mâna întinsă la autoritățile centrale. Pentru asta, primarii spun că ar avea nevoie ca noile modificări la legea finanțelor publice locale să intre în vigoare cât mai curând. De cealaltă parte, reprezentanții autorităților centrale spun că distribuirea banilor ar rezolva doar o mică parte a problemei. Pentru ca reforma finanțelor publice să aibă într-adevăr succes, ar fi nevoie ca alte câteva legi să fie votate pe parcursul anului ce vine, fapt ce le-ar permite primarilor să dispună de venituri și pârghii pentru a colecta taxe locale. De ce primarii au spus da, iar guvernanții ba, vorbim în emisiunea de astăzi. Ne avem apă de mult și ne înțelegem. Am unii fac drumurile, tot sperăm și e ghine. Nu știu de unde vin tăte ajutoarele astea, fondurile, de unde vin, dar se face. Am gaz, am de tăte, de aia că n-am și plăștiu tăte slujile astea, ca aia s-a interesat. Ce se întâmplă în ultimul timp în administrația locală, deja vorbești despre fapt că nu mai poți. Noi am moștenit, de fapt, un sistem de finanțe publice sovietic, care nu mai face față rigorilor actuale. Guvernarea totuși este timidă, nu are încredere în populație, în faptul că lumea judecă, gândește, are de acum sensul civic. În final, este bine că mulți primari au înțeles că această lege este în favoarea lor, fiindcă această lege îi face primari în sensul deplin a cuvântului. De o probleme, s-au luat doar distribuția și au spus că asta e reforma administrației publice locale. Am spus, oameni buni, sunt 8 elemente, dintre care ultimul este distribuția și noi ne-am prins într-o capcană, că de fapt am făcut o legătură falsă dintre distribuție și reforma sistemului finanțelor publice locale. Când un copil trebuie să nască și al mai ține cineva în burtă, poate să nu se mai nască niciodată viu. Au așteptat ani buni ca sistemul finanțelor publice locale să fie modernizat și când s-a reușit elaborarea unei legi care ar fi putut să îi împace pe majoritatea, implementarea acesteia a fost amânată pentru încă cel puțin un an. Experții consideră că noile prevederi din legea finanțelor publice locale ar permite primarilor să fie mai liberi și mai activi, atât în procesul de colectare a veniturilor, cât și în gestionarea banilor din buget. Legea dată stabilește ca esență, depolitizează sistemul, așa, îi oferă o mai mare libertate a administrației publice locale să gestioneze comunitatea sa și să gestioneze resursele pe care le generează un teritoriu. Această lege le oferă un stimulent, un interes de a colecta cât mai multe venituri în teritoriu. Adică, conform acestei legi, se prevede că cu cât mai mult aduni, cu atât mai mult rămâne în teritoriu, spre deosebire de situația care există în prezent, când cu cât mai mult acumulează, cu atât mai puțin primesc. Nicolae Tudoreanu este primar în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, deja al treilea mandat. Manager al unui sat cu peste 3.000 de locuitori, acesta a reușit să transforme satul în unul dintre cele mai amenajate din raion. Rețea de apeduct și de canalizare, casă de cultură, grădiniță și gimnaziu, la fel și școală muzicală, bibliotecă, toate renovate cu bani din proiecte. Iar în prezent, aici se mai construiește peste un kilometru de șosea asfaltată. Noi acum suntem în proces de proiectare încă 10 km de drum local, pentru că deja apă și canalizare o să fie construită partea de sus a satului și încă 10 km plănuim să-i proiectăm ca să căutăm finanțatori, pentru că altă soluție nu este. La Feștelița se lucrează și la construcția unui nou apeduct, sistem de canalizare și a unei stații de epurare a apelor reziduale. Toate aceste realizări n-ar fi fost posibile dacă primarul se limita la veniturile transferate din bugetul public, care, în mare parte, ajunge doar pentru salarii și plata pentru energia electrică în instituțiile publice. Este un exemplu când, datorită proiectelor finanțate atât la nivel național cât și internațional, locuitorii se pot bucura de o îmbunătățire a standardelor din localitate. Cu toate acestea, lipsa locurilor de muncă rămâne să fie problema majorității locuitorilor și aici. Ne avem apă de mult și ne gine, înțelegem. Am unii fac drumurile, tot sperăm să fie gine. Noi ne gândim că mai dinainte drumurile astea de făcut, am e foarte greu de făcut. Ai spus, pătiți mai mult pentru condiții mai bune?
Nu sunt dispus să plătesc mai mult. Eu încă mai puțin aș vrea, că nu-i de unde. E bun la sat, să faci frumos, dar nu sunt locuri de muncă pentru lume. Și chiar dacă este un loc de muncă, nu-i chiar plătit. Știți cum e viața la Iac acum. Și de Dumnezeu ne descurcăm în sat. Știți cum e la sat. Strângi cu răul la o gaică și mergi înainte. Am gaz, am de tăte, de aia n-am și plăștiu toate uslujile astea, ca aia asta e interesant. După 61 de ani, nimeni nu te la lucru și n-ai și lucra și pensii n-ai. S-o struit acolo, nu eu din sat. Ia ca mă struiești drumul, din sat nu eu. Dar noi ședem, eu trebuie să mă duc scat undeva de lucru, dar unii s-au cat și se vând. Strâng miezuri din nucă, stric și îmi fac să-mi plătesc ușerburile. Și mai mult ea ca n-am nic și faci. Ia că ne-a strâns un culoc de șpierci ca să mănânc de seară. Însă, nu toate localitățile se pot bucura de o asemenea atenție. Potrivit unui raport publicat în toamna 2012 de Expert Group, în Republica Moldova nu există un cadru legal care să ofere reguli clare pentru solicitarea de către autoritățile publice locale a alocațiilor pentru investiții capitale. Mai mult, această neclaritate legislativă permite deputaților să se mai abată de la lista proiectelor care urmează a fi finanțate, adăugând alți beneficiari și eliminându-i pe unii. Atunci când se examinează bugetul pentru anul următor, există o diferență semnificativă între proiectul de lege cu anexele aprobate de Ministerul Finanțelor și lista finală a proiectelor aprobate de Parlament, se mai menționează în raport. Primarul din Feștelița a fost și vicepreședintele grupului de lucru pentru descentralizare financiară, creat în procesul de elaborare a strategiei de descentralizare. El a militat activ pentru adoptarea modificărilor la legea finanțelor publice locale. Având o experiență extinsă în administrarea finanțelor publice locale, el consideră că actualul sistem de finanțare este parazitar, care frânează dezvoltarea locală. Noi am moștenit, de fapt, un sistem de finanțe publice sovietic, care nu mai face față rigorilor actuale, pentru că odată ce va fi descărcată povara asta autorităților centrale, pe umerii autorităților centrale locale, inclusiv și bani, lucrurile vor sta mult mai bine. Potrivit lui Nicolae Tudoreanu, actualul sistem al finanțelor publice nu încurajează primarii să fie activi și asta pentru că diferența de bani necesari pentru acoperirea cheltuielilor se completează cu transferuri de la bugetul central. Dacă ai încasat anul ăsta, de exemplu, mai mult cu 30.000 de lei venituri proprii, la anul ți scade în transferurile cu destinație generală. Și este un sistem parazitar, pentru că nu dă voie să se dezvolte bazele fiscale localității, dar vreau să vă zic că deja lumea este pregătită să plătească puțin mai bun, pentru că în orice țară, ponderea principală a impozitului locale sunt veniturile din impozitele pe proprietate. Dar la noi constituie doar 0,003% aceste venituri. Sistemul actual de finanțare al administrațiilor publice locale este bazat pe cheltuieli. La nivel central sunt elaborate normative de cheltuieli pe care le primește fiecare primărie. Se calculează cheltuielile care urmează să aibă loc pe parcursul anului, se scad veniturile proprii, iar diferența se acoperă cu transferuri. Spre exemplu, dacă o localitate are venituri de 70% din suma necesară, primește mai puține transferuri. Dacă mai puține venituri, primește mai multe transferuri. Totul arată ca o balanță inversă, fapt criticat de primarii activi. Dacă încerci să majorezi baza de venituri proprii, să se tai următorul an din transferuri. Este un sistem adică, care nu încurajează, dar penalizează. Și de asta primăriile nu pot valorifica bazele fiscale proprii, nu pot introduce noi taxe, noi venituri, pentru că ele, de fapt, la anul viitor, sunt penalizate. În asemenea situație, s-a pomenit primăria orașului Cimișlia. De la bugetul de stat noi nu primim niciun leu. Iată, suntem, nu, că am primit tot timpul și marea majoritate, poate chiar toate primăriile din Republică, primesc pentru atribuția aceasta delegată, precum grădinițele de copii, primesc bani de la bugetul de stat. Noi, deoarece am lucrat foarte mult anii trecuți și am acumulat mulți bani, pentru anul curent s-a considerat, când s-a făcut analiza cifrele astea de control, s-a analizat și s-a considerat că voi puteți acumula suficient de mulți bani ca să nu primiți nici un leu din bugetul de stat și puteți exista. Pentru că cifrele de control care le primim pentru elaborarea bugetului, ele sunt cauzate de normativele de cheltuieli.
aveți atâtea grădinițe de copii cu atâția copii, primiți la fiecare copil atâția lei, se calculează cât, aveți atâția cetățeni, pentru un cetățean atâția bani la cultură sau la sport, iarăși se calculează, aveți așa aparat, atâtea cheltuieli trebuie să aveți și până la urmă totul este dictat de normativele de cheltuieli. În condițiile actuale, primăria din Cimișlia n-a făcut față cheltuielilor pentru anul 2013, fiind nevoită să împrumute circa 500 de mii de lei de la Consiliul Raional pentru a achita salariile personalului de la grădinița de copii. Până la sfârșitul anului nu vor veni la sigur, absolut la sigur, 1.500.000 de mii de lei din două articole, din impozit pe venit din salariu și din impozit profit a întreprinderilor din oraș. Iată, cifrele au fost preconizate, că noi vom avea aceste venituri. Colectarea acestor venituri nu depinde de noi. În primul rând, au de pierdut cetățenii, pentru că autoritățile publice locale, chiar dacă primarii, să spunem așa, funcționarii din primărie, chiar dacă doresc ceva să fac pentru comunitate, au inițiativă și noi știm foarte bine că sunt foarte mulți primari care vin cu intenții foarte bune de a rezolva problemele. Președinți chiar de raioane și așa mai departe, dar ei nu pot să rezolve în realitate desinistător problemele acestea sau tot rolul lor se rezultă numai la unele acțiuni așa mai puțin importante pe plan local. În noua variantă a legii, motivația ca primarii, consiliu să îmbunătățească mediul de afaceri, să sporească în general veniturile persoanelor, cetățenilor din localitățile respective, este cu mult mai mare, fiindcă în mod direct de aici depinde nivelul de venituri în bugetul local. Pentru noi nu este clar de ce, când noi toți împreună cu guvernul, cu parlamentul, cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, am lucrat și am sprijinit această lege ca ea să intre în vigoare. Astăzi, prin această acțiune, ne dorim să fim auziți cât de cetățenii noștri, alegătorii noștri, despre importanța adoptării acestei legi, care de fapt ne oferă mai multă autonomie, mai mult curaj pentru a soluționa problemele cetățenilor. În această toamnă, peste 100 de aleși locale au venit și în fața guvernului pentru a cere deputaților să adopte cât mai rapid această lege. Ulterior, circa 25 de primari au organizat un flash mob în fața Consiliului Europei, unde au vrut să transmită instituțiilor europene importanța adoptării acestei legi. Pe cât de mult și-au dorit ca noua lege a finanțelor publice locale să fie adoptată, pe atât de mare a fost dezamăgirea primarilor când au aflat că aceasta va intra în vigoare abia începând cu anul 2015. Consider că este o greșeală că toți primarii și toate localitățile, consiliile au așteptat ca această lege să fie aplicată din 2014 și era necesar, că nu se poate, că un copil trebuie să nască și al mai ține cineva în burtă, poate să nu se mai nască niciodată viu. Este așa. Și legea trebuia să fie aplicată. Sistemul care se propune acum este foarte bine că a fost elaborat de lungă durată, s-au inclus foarte mulți experți. A costat foarte mult elaborarea noului sistem. A fost document politic strategia de descentralizare, doar s-a votat la nivel politic. S-au ocupat specialiști la Ministerul Finanțelor, s-au cheltuit foarte multe resurse, inclusiv intelectuale. Ca mai apoi să spună că, printr-o scrisoare de la Cancelarea de Stat, cancelare care a mers în teritoriu, a promovat sistemul toată vara, să spună că mai întâi de toate trebuie să evaluăm capacitățile autorităților locale și apoi să le dăm descentralizare. În anul 2014, de noile prevederi ale legii privind finanțele publice locale, urmează să se bucure 4 APL-uri, Ocnița, Basarabeasca, Râșcani și municipiul Chișinău, localități care vor pilota această lege. Pilotarea are sens atunci când legea este aplicată în întregimea sa. Fiindcă această lege are un anumit concept. Deci ea este bazată pe formarea unor fonduri, după aia din care să se redistribuie pentru cei care au venituri mai mici. Deci, atunci când tu iei 3 raioane și municipiul Chișinău,
acest fond nu se mai formează. În final, este bine că mulți primari au înțeles că această lege este în favoarea lor, fiindcă această lege îi face primari în sensul deplin al cuvântului. Vyacheslav Ioniță, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spune că prevederile privind distribuirea mijloacelor financiare ar rezolva doar o mică parte a problemei. Această lege, în forma care a venit ea, de fapt, a rezolvat doar o mică parte a problemei, cred că un 5% legată de reforma de distribuție. Și am fost nevoit să le explic la primare, oameni buni. Nu are sens să vorbești de o formulă de distribuție în problemă când primarii mai departe nu au bani. Nu are sens să distribui ceva în momentul când tu nu ai taxă, tu nu ai impozit, tu nu ai împărțirea corectă a impozitului. Specialistul spune că ar mai fi nevoie să fie adoptate o serie de legi care ar permite primarilor să poată colecta impozite și să atragă mijloace bănești în buget, elemente care stau la baza adevăratei autonomii locale. Din păcate, la noi s-a făcut o greșeală că descentralizarea și votarea unui pachet întreg de vreo 8 probleme de bază, vă le-am dat, taxe locale, impozit proprietate, impozitul pe venit a persoanelor fizice, capacitatea de colectare a autorităților, gestionarea proprietății publice, capacitatea de împrumut și în sfârșit investițiile și în sfârșit distribuția, din 8 probleme s-a luat doar distribuția și au spus că asta e reforma administrației publice locale. Am spus, oameni buni, sunt 8 elemente dintre care ultimul este distribuția și noi ne-am prins într-o capcană că de fapt am făcut o legătură falsă dintre distribuție și reforma sistemului finanțelor publice locale. Primarii însă cred că guvernanților le-a fost frică să piardă pârghiile asupra apeleurilor și asta mai ales pentru că în 2014 va fi un an electoral. Eu cred că guvernarea totuși este timidă, nu are încredere în populație, în faptul că lumea judecă, gândește, are de acum sâmsul civic. Nu cred, ei nu cred în lucrul ăsta. Și au mers pe calea, cred că, de a folosi pârghiile economice, de a îndrepta mijloacele financiare în scopuri electorale. Eu cred că numai aceasta poate fi explicată. Pentru că aici este încă o cauză de ce este, a fost important și este importantă această lege. Pentru că la noi deja administrația publică locală nu mai poate să funcționeze așa cum a funcționat. Dacă încă vreo 3, 4, 5, 6, 7 ani în urmă, încă pârghiile este administrative, această presiune administrativă permanentă asupra autorităților locale puteau fi folosite, puteau aduce un anumit efect pentru clasa politică care este la guvernare. Ultimele evenimente care se întâmplă și ceea ce se întâmplă în ultimul timp în administrația locală deja vorbește despre faptul că nu mai poți. Drept dovadă putem menționa faptul că pe 1 februarie, dacă ne aducem aminte, mai mult de jumătate de primari au ieșit în fața guvernului, cerând respect, cerând inclusiv descentralizare, cerând o atitudine corespunzătoare și inclusiv o salarizare corespunzătoare. Însă în baza simulărilor care au fost efectuate la elaborarea acestui proiect de lege, s-a constatat că totuși majoritatea, marea majoritate din autoritățile publice locale câștigă în sistemul nou. Eu bănuiesc că câștigul va fi și mai mare peste o perioadă de timp, adică peste 2-3 ani de zile, atunci când autoritățile o să înceapă să simte că ei sunt stăpâni pe această situație și o să înceapă să o îmbunătățească. Anul 2014 aduce primele schimbări în autonomia finanțelor publice din Moldova. Deși legislația încă nu permite o altă abordare, tot mai mulți primari înțeleg importanța autonomiei financiare și beneficiază de resurse internaționale pentru a completa lipsurile bugetare acumulate timp de zeci de ani în satele din Republica Moldova. Lupta pentru libertatea de acumulare a resurselor și pentru autonomia investițiilor va continua.